este esențial în tot ceea ce face un sportiv să-și pregătească pașii din timp legat de ceea ce urmează să facă după ce nu mai este activ. Avem foști sportivi de performanță, cum ar fi Camelia Potec, Mihai Leu, Cătălin Moroșanu, dar bineînțeles am avut și participanți din zona internațională, cum ar fi Fabrizio Ravanelli sau Gianluca Zambrotta. Sunt Cristian Gheorghe, mă ocup din 2012, însă nu dăm cu un principiu educație, educație în sport. Răzvan Topa este numele meu, am 27 de ani și activez în zona de strategie și business development încă din 2018. În 2012, în ASEA, alături de un grup superb de tineri, voluntari, lucram diverse proiecte în partea asta de marketing sportiv, însemnând că strângeam date, le colectam, le analizam și petreceam aproape fiecare toamnă, petreceam în ASEA, în fiecare miercuri împreună. Și începând cu 2015, anul în care am demarat proiectul Sports Business Academy, proiect care anul acesta face 9 ani. Suntem singura școală de business din Europa de Est care este acreditată la nivelul Uniunii Europene și am ajuns să aducem alături de noi cele mai mari talente din sport, dar și oameni de business din sport. Și dacă la început am început de la o simplă idee, cadrul ASE, în momentul de față, valoarea business-ului a ajuns la jumătate de milion de euro. Majoritatea sportivilor, în timpul carierei, în timp ce activează, sunt destul de puțin preocupat, cu cât se apropie mai mult de zona retragerii. În România, pe majoritatea sportului, cel puțin pe cea de echipă, înseamnă 30+, 34, 35, 36. Se trezesc brusc că de la un program plin, un program care presupunea trezia la 6 antrenamente, foarte multă atenție pe tot ceea ce fac zi de zi, își dau seama că urmează o perioadă cu mult timp liber. Și de aici diverse probleme. Dacă este cineva care poate nu și-a făcut niciun fel de plan până în punctul ăla, o să fie șocat, o să vină șocul acela și probabil că timp de un an sau doi ani de zile se vor gândi la ce vor să facă mai departe. Fie să se facă o reconversie profesională, fie să-și deschidă o școală de sport, fie să devină în zona de antrenorat, să se ducă în zona de antrenorat. Dar sunt eventual cei care s-au pregătit din timp, poate înainte să ajungă la acea pensionare prematură, să spun, și au pus așa ușor și au început să clădească, să pună cărămidă cu cărămidă înspre o anumită direcție, este posibil ca după ce își încheie cariera profesionistă de sportiv, să fie să se ducă în zona de business pe sport sau să ajungă în direcția de administrativă, cum ar fi vicepreședinți sau președinți de federații. Este esențial în tot ceea ce face un sportiv să-și pregătească pașii din timp legat de ceea ce urmează să facă după ce nu mai este activ. E foarte important de reținut că acum cred că mai bine de 10 ani poate nu se gândeau de la bun început și poate nici când mai avansau în carieră nu se gândeau strict la asta, dar de câțiva ani de zile din ce am observat, undeva în jurul vârstei de 15-16 ani încep să se gândească strict din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor pe partea de sport și eventual în cazuri mai rare, dacă se ajunge la un nivel foarte înalt de performanță în jurul vârstei de 18 sau 19 ani, poate să se gândești și la eventual un business din treaba asta pe baza, practic, talentului sportivului respectiv. Părinții au un rol foarte important în acest context, deoarece cei care își încurajează copiii și sportivii să participe la astfel de evenimente și la astfel de materiale, astfel încât să ajungă la următorul nivel. Sports Business Academy a avut un rol important, să spunem, pentru cel puțin 3-4 sportivi importanți români care au ales pe un an înainte de retragere să urmeze cursurile noastre. Printre marii sportivi de performanță din România se numără Mihai Leu, Cătălin Moreșanu, Camelia Potec, Ana Maria Brânză, dar am avut și din zona internațională, cum ar fi Gianluca Zambrotta sau Fabrizio Ravanelli. Au realizat efectiv că există pentru ei o opțiune foarte bună să continue în partea administrativă, însemnând să facă cluburi de copii și juniori. Și așa s-au născut la Buftea cluburi de handbal, un club care este multidisciplinar la ora asta. La Baia Mare, la fel, s-au născut proiecte importante, inclusiv pe parte de responsabilitate socială. Dacă ne uităm în spate, o să observăm că la început de drum, când începe orice sportiv, tânăr sportiv, cariera, poate n-are în minte și un plan B sau un backup plan.
Și atunci, ca în orice alte domenii, educația este foarte, foarte relevantă în acest context. În general, ei învață toate noțiunile ce țin de zona de marketing sportiv, management sportiv, drept și psihologie sportivă, dar de asemenea își iau și motivația de care au nevoie pentru a începe sau continua business-ul în care sunt deja. Iar în momentul de față, pot spune că avem și o platformă de e-learning, unde se găsesc peste 200 de materiale video, peste 150 de cursuri pe studii de caz și așa mai departe. Modelul Sports Business Academy a demonstrat faptul că majoritatea cursanților noștri care provin din sport nu se bazează pe bani, ci provin din surse publice. Au construit cluburi și modele de business în sport valide, efectiv cu resurse proprii sau atragând parteneri. Ceea ce este incredibil, pentru că avem foarte multe modele de succes la ora asta, după 9 ani. Da, într-adevăr, în sportul românesc, 90% din banii care circulă sunt bani publici, fie că vorbim de consilii județene, de primării sau minister sau federații, dar sunt și credem asta, pentru că Sports Business Academy are la bază în principal antreprenori din sport, antreprenori care, din nou, au plecat cu resurse proprii la drum, au riscat banii lor și au crescut în ceea ce fac, au crescut în drumul lor în sport. Este foarte evident că după ce au plecat din programul nostru, și-au dezvoltat o plasă imensă de relații. Deci, în primul rând, s-a dezvoltat foarte mult pe zona de networking și atunci, automat, au început să cunoască oameni din diverse domenii conexe, tot din zona de sport, fie din marketing, fie din drept, fie din management, și atunci fie și-au scalat propriul business pe zona de sport și atunci au ajuns la următorul nivel, atrăgând diversi sponsori, sau fie și-au început, dacă erau poate doar pasionați de sport și au avut contact cu sportul și vreau să înceapă ceva, efectiv au reușit să lanseze un business în direcția asta. Un exemplu este unul din cursanții noștri, poși cursanți de-au câțiva ani, care anul ăsta vine ca speaker după ce și-a început o școală de sport, după ce a participat la programul nostru. Dacă ai reușit în sport, nu înseamnă că o să reușești în business și dacă ai reușit în business, s-a demonstrat deja că nu înseamnă că o să reușești în sport. Dacă ne raportăm strict la fotbal, timpul a demonstrat că oameni de succes din top 10, top 100, să spunem, milionari din România nu au reușit în fotbal. Iar acest lucru spune foarte multe legat de cât de complex este industria sportivă, cât de complicată este să înțelegi lumea în care urmează să intri, pentru că este diferit de lumea business-ului, lumea sportului, să vezi elementele esențiale și complexe din care este format sportul, însemnând sportiv, antrenori, fani. Sportul vine în spatele lui cu bugete importante legate de salarii, de tot ceea ce înseamnă partea asta complexă și foarte mulți oameni de business cunoscuți, oameni care au fost validați în România în zona de business, nu au reușit să se impună și în sport. În partea cealaltă, da, sunt destul de multe cazuri la ora asta la nivel global și cred că și în România, un caz Mihai Leu, văd un om de succes de business în primul rând, care în momentul când s-a lăsat de sport a reușit să construiască și business, și un business solid.